fost primiți cu urale, flori și aplauze furtunoase pentru rezultatele deosebite pe care le-a obținut la campionatul mondial de campo din Antalya, desfășurat în perioada 24-29 aprilie. Cei doi sportivi giurgiuveni profesorului Ion Chelu, Ionuț Mitra și Andrei Draghia, au fost confirmați ca cei mai buni luptători ai lumii la una dintre categoriile de concurs. Efortul de 12 și respectiv 7 ani de muncă fiindu-le răsplătit cu cea mai strălucitoare medalie, spre bucuria și mândria antrenorului lor. Ei au participat la 4 probe și au obținut fiecare câte o medalie de aur. Andrei Draghia a obținut 2 de argint și una de bronz și Mitra Ionuț o medalie de argint și una de bronz în afară de cea de aur. O competiție destul de puternică, din datele pe care mi le-a relatat președintele Federației, cel care a fost conducătorul delegației în Antalya. Cei doi sportivi s-au comportat foarte bine, motiv pentru care au și ieșit campion mondial. Pentru cei doi tineri campioni, drumul în sfera competițională nu se oprește aici. Medaliile obținute în Turcia îi determină să muncească cel puțin la fel de mult și de acum înainte pentru a-și păstra titlurile. Un campionat foarte greu, cu mulți sportivi pregătiți, dar s-au văzut rezultatele antrenamentelor dificile dinainte. Ce înseamnă pentru tine să reprezinți România la un campionat mondial? Este un lucru care mă face foarte mândru că am putut să-mi reprezint țara la acest nivel și că am reușit să adun și rezultate. Cât timp te-ai antrenat pentru acest campion? M-am antrenat timp de o lună intens, dar pregătirea nu a fost doar timp de o lună, ci pregătirea este mereu. Dacă ai devenit deja campion mondial, ce mai vrei? Ce-ți mai dorești? Să mențin acest titlu. Pentru ceilalți sportivi ai clubului Agvila, cei doi campioni reprezintă un exemplu. Câți ani ai tu, Robert? 6. Și de cât timp vii tu aici? De nu multe zile. Îți place? Da. Cine te-a adus aici sau cum de-ai ajuns tu aici? Nu știu. Da, nu e un sport greu? Nu e greu să te bați? Nu. Știi cine sunt ei? Da, sunt campioni. Și vrei să devii și tu un campion? Da.